Accidentul a avut loc la intrarea în Pitești dinspre Brașov. Vina îi aparține șoferului autoturismului, care a făcut o manevră necugetată. A vrut să întoarcă de pe prima bandă pe sensul opus și a pus frână. El a vrut să întoarcă și cel cu jeepul a venit din spate, am auzit că a frânat și apoi a fost impactul. Am vrut să vă bănuiesc că nu s-a asigurat, a venit viteză mare și celălalt, nu știu să vă mai spun, am avut numai frână. Autoturismul a fost lovit în plin de o mașină de teren care venea din spate, răsucit și aruncat pe trotuar peste o femeie. Două echipaje de la Smurdi au dus pe femeie și pe șoferul autoturismului la spital. Șoferul este cu un traumatism cranian cu o plagă de scalp, iar o altă doamnă cu un traumatism la membru inferior drept. Poliția a deschis o anchetă. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ambele victime se află acum la spital.